În Galați am descoperit singura fabrică de plase de pescuit care este încă în picioare, dar este o afacere care s-a ridicat și cu ajutorul banilor europeni. Vrem să vedem povestea cum un magazin de plase de pescuit s-a transformat într-o fabrică de producție de plase de pescuit și cum banii europeni ajută la dezvoltarea afacerii. O afacere interesantă pentru România, îi aflăm povestea chiar acum. De unde a pornit? Care a fost startul companiei? Spuneați că ați început cu un magazin. Societatea este înființată în 1992 și am început cu activități de comerț a produselor din ață, plase și sfor și frânghii. Ulterior ne-am dezvoltat în sensul în care în 2008 am început și producția uneltelor de pescuit, acestea fiind cerute pe piață. Când v-a venit ideea să mergeți către banii europeni pentru a vă dezvolta? În 2013 a fost primul nostru proiect de a accesa banii europeni. Am depus proiectul și l-am și câștigat. În 2014 proiectul s-a finalizat cu un site de promovare a produselor noastre. Etapa următoare a fost să ne perfecționăm în sensul în care utilajele noastre să fie mult mai performante și produsele de calitate. În 2018 am accesat următorul fond european și am achiziționat o linie de fabricare a sforilor și frânghiilor. E greu să iei bani europeni? Nu este greu, probabil că doar trebuie să fii perseverent și să ai puțin curaj. A fost în balanță dacă ați fi mers doar către banii proprii pentru investiție versus banii pe care i-ați luat europeni, în cât timp ați fi reușit să faceți investiția asta? Sau dacă ați fi reușit să ajungeți la nivelul acesta? Cu siguranță nu atât de repede. Banii europeni sunt o oportunitate pentru firme. Pentru noi a fost o modalitate de finanțare pentru dezvoltarea afacerii într-un timp relativ scurt. Cea mai mare provocare când vrei să iei bani europeni, care este? Ce e cel mai greu să faci? Probabil că cel mai greu, într-adevăr, este partea de hârtii, de înțelegerea lor, de documentare. Și ce mi-a fost mie cel mai greu să înțeleg a fost mecanismul cererilor de finanțare și modul în care acești bani se iau efectiv. Cu ce producție ați început și unde sunteți acum? Dacă la început procesam 2-3 tone de materie primă, acum suntem de la 5-7-10 tone. Vara produce mai mult pentru agricultură, sfoară de balotat, ață pentru palisat, lasere, plasă pentru flori, da? Iar în sezonul de pescuit, mai mult plase de pescuit. Ce alte produse mai faceți? Știu că faceți inclusiv pentru sport. Da, unul dintre domeniile în care produsele noastre își găsesc utilitatea sunt sport și agrement. Plasele pentru terenurile sportive, plasele pentru porțile de fotbal, handbal, hockey, pentru agrement, hamace și leagăne. Vreți să vă extindeți mai mult? Aveți în plan să mai luați alți bani europeni pentru a crește afacerea? Cu siguranță. Ne mai interesează banii europeni pentru a ne moderniza linia de fabricare a ațelor. Ațele sunt importante în sensul în care toată producția se bazează pe produsul inițial, ața. Cine cumpără de la dumneavoastră? Care sunt clienții? Pe ce piețe vă duceți? Toate firmele românești. Toate firmele românești cumpără de la noi. Suntem o societate cu tradiție în Galați și în țară. Așa cum ați menționat, suntem singura fabrică producătoare de plase de pescuit din țară și sperăm să ducem tradiția cât mai mult timp, mai departe.